Dragilor, eu spun în sfârșit, am ajuns la voi aici să văd în nou acasă, să-l văd și pe noul membru al familiei. Voi cred că spuneți, în sfârșit ne-am mutat la noua acasă, nu? Da. Nu suntem încă în tranziție. În 18 luni, deci am făcut și a fost ceva. Dar în casă ce ai avut cel puțin un animal de companie, mă bucur atunci, da? Noi acolo casă aproape de parc și a ajuns un șobolan, știți? Și avea un animal de companie, că te rog frumos, cât mai repede să mutăm în noua casă. V-ați dorit o casă mai mare de nevoie, pentru că voiați ca fiecare copil să aibă intimitatea lui, nu-i așa? Așa. Da, da. Da, noi am avut casă mare. Casa aceasta avea 650 de metri pătrați, dar nu era pentru familia noastră. Și nu ne gândeam, fie că să o vindem pe aceasta și să mutăm în altă parte, fie că o renovăm pe aceasta. Până la urmă am hotărât și n-am dat greș, am renovat-o pe casa care se află în colț și am făcut-o după necesitățile familiei noastre. Bun, câte camere avem? Avem... 13 băi avem, ca să înțelegi volumul. Marina, dar tu ai uitat încă două, noi avem în subsol încă 15 în total în casa aceasta băi, da? Nu, pe cuiere. Nu, sunt 15. Sigur? Da, sigur. 15 băi, da. Și câte camere? Câte camere? Cam plus, minus, cam tot atât. Da? Da. Noi am făcut la fiecare copil câte un dormitor, ceea ce înseamnă că avem 9, cu a nostru 10, dar mai făcut de rezervă încă 4, cum a știți Dumnezeu? Că nu se știe niciodată. Da. Hai, prezentați-mi noua voastră căsuță. Aici e un hol mare. Da, care un antreu, va fi intrarea de bază. Deci așteptăm aici șifonierele, aici o să fie un șifonier, aici o să fie un șifonier. Aici pentru, ai venit acum la intrare, baia... Aici avem o mică terasă. A, și terasă, nici n-am văzut terasa. Da, e o mică terasă. Până ce am pus două covoare aici, ea tot este funcțională, va fi ceva pentru copii vara, ne-a pus două covoare temporar ca să se joace. În spatele casei ne-a făcut o tiroliană, ia uitați-vă, tiroliana are 52 de metri, chiar o zi în urmă mi-a rămas încă rămășițe, soția încă n-a văzut, 52 de metri are tiroliana. Da, 52. Copiii trebuie să fie numai decât, știți așa, implicați în fel de fel de activități. În caz contrar, îi pierdem în computer sau în telefon. Și am ajuns la locul principal unde soția este regina aici la mine. Dragostea mea, hai! Ce? Scaunele încă nu sunt cele care trebuiesc. Așa. Așteptăm, deci am zis că am dat la mobilier să fie. Aici, iarăși, a fost planificat cu un arhitect, cu design. Bucătăria visurilor tale? A zis că investesc aici maximal posibil, mi-a dat voie, a zis că fă ce vrei. Cam cât te-a costat bucătăria? Nu-mi dă voie. Știu că ați făcut excepție. Ai spus că a fost o excepție asta pentru fost excepție ea, că era un vis. Excepție. Aceasta a fost salariul de o lună de zile a soției mele. Am înțeles. Salariul de acum, nu de jumătate de anul. Ultimul salariu, al tot de o lună de zile. Da. Și am spus, dorești? Fiindcă tu vei fly, te vei fly o viață întreagă. El a investit foarte mult în acoperiș. Deci eu în acoperiș nu investeam. Atât de mult. El zice, visul meu să pun oală și cât ai dat? Cam cât e bucătăria ta? Dar nu vrei să spui. Nu, e 40. Echivalat. 40. 40 de mii. Da, tu mă depășești pe mine, okay? Dar... Dar tu ești fericit când ea este fericită, nu? Apropo, eu din acoperiș, care soția nu-l dorea, eu îți văresc ce am făcut eu acolo. O bombănică de masardă și o spălărie. Imediat după bucătărie urmează o zonă de luat o gustare, care încă nu este dotată cu o masă suficient de mare la care să încapă o familie de 11 persoane și dormitorul matrimonial care urmează să fie renovat. Dress room. Dress room, mă scuzați. Dressing aici. Dressing. Și intri din dormitor. În dressing și din dressing în baie. Aha. Uite ce mare. Noi suntem arde de 1,60 m. Dar e patru lucruri mari. Avem 1,60 m și avem și mașini mari și casă. Eu știu că bărbații fericiți sunt cei care au învățat că dacă soția este fericită și ei sunt fericiți, nu?
Apropo, aveți perfect dreptate aici, fiindcă noi suntem unul și dacă unul e, știți așa, pot să omorât, obosit, dar nu mă decât să reflect și asupra mea. Dacă da. Soția mea cu zâmbet pe față, uitați-vă, gata și eu radiez, chiar dacă am multe. Care ai multe ce? Am grijă acum, da? Presim că baia tot pentru soție e, pe sufletul ei. După sufletul ei. Am făcut-o, am făcut-o după gustele tale. Deci el făcea tot, el nu venea mai zic, ai grijă tu de copii, de casă, de geabul tău, dar eu am grijă de renovarea casei. Și veneam aici și doar o criticam. Și ne-am certat chiar mult, da, în 18 luni, deci și el nu-i place critica. Și uite eu cât am lucrat, am muncit, am depus suflet și tu vii și spui că Marinușca, e bună, nu mă lauzi. Uite atent, eu și acum am unghie neagră de la care... Pentru că eu m-am implicat, două ori, aceeași unghie de două ori am traumat-o într-o singură lună. Asta dar știți ce bucurie primesc, pentru că m-am implicat personal în toate. Tot la parter mai există un apartament cu baie, bucătărie, living și dormitor, făcut special pentru bunicii care vin în vizită, o cameră pentru depozitare și un subsol pentru momentele petrecute în familie. Aici avem sauna. Puteți să intrați, ia-i pe lemne. Pietrele am pus la copilaș aici, aici fac focul și acolo se încălzește. Și așa. După aia fac o baie în piscină. După ce sar de acum în piscină, se relaxează, biliard. La acest etaj avem 7 dormitoare. 7. 7 dormitoare și fiecare de acum stă în dormitorul său. În acest dormitor noi multe clipi plăcute cu soția ne-am petrecut. Acum l-am cedat în favoarea unui copilaș. Am făcut ultimii doi copii. Da, i-am planificat, iubire. Fiecare copil are dormitorul personalizat după vârstă și nevoi, dar Marina și-a dorit ca dormitoarele să arate precum cele de la hotel, motiv pentru care a ales paturi mari și a insistat ca fiecare copil să aibă baia lui. În final am ajuns și la ultimul etaj, mansarda despre care Teodor ne-a spus că e făcută pe sufletul lui, dar tot cu gândul la copii. Odată ce este acest acoperiș, eu prin părți am planificat să fie odei, nu erau planificate, trebuie să fie open space după ei, dorința o soție, dar bârne se vedeau și eu zic ca să acoperi aceste bârne, hai și am pus gipsocarton și ca rezultat am despărțit spațiul respectiv, cel din centru, uitați-vă cât de mare, iar prin părți am făcut 4 dormitoare. În centru am pus un televizor mare, copiii va face o canapea, copiii se vor ridica sus și va fi un fel de cinematograf. Aici, în mansardă, sunt 4 dormitoare, ai spus, da? Avem 4 dormitoare de rezervă. De rezervă, mă știți, Dumnezeu, ce mai spune pe viitor? Nu, planificăm. Nu, n-am planificat. Nu planificăm, nu. Dar n-ați planificat niciodată, de altfel, nu? Sau în ultim? Nu, la noi cam... Aș planificat? Prime 6, deci da, a fost planificat. Și ultimii am planificat tot. Ultima, da? Ești foarte bravo. Ia că așa trebuie să iei. Te felicit că ai terminat proiectul ăsta și ai făcut exact așa cum ai vrut tu. Mă bucur, îți place. Da, dar să știi că eu sunt sinceră. Eu știu, cel mai mare critic tu ești la mine. Și de multe ori mă orientez după tine, dar când ești supraobosit, apoi, deci că gata, până aici și basta, știi? Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați vizitat. Toată România a intrat în intimitatea noastră. Sper că v-am inspirat, v-am motivat și... Și mi-ați pus întrebarea, deci avem 4 dormitoare în plus. Noi vă așteptăm la noi acasă, la orice timp și la orice oră. Veniți în Moldova!